Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Parlamentul a votat în două lecturi ratificarea acordului cu Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la componenta ocuparea forței de muncă și inovare socială a Fondului European Plus. În data de 6 iulie se împlinesc 75 de ani de la al doilea val de deportări din 1949. În acest context, deputații au ținut un moment de reculegere în debutul ședinței de joi a legislativului. Parcul tehnic al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a fost completat cu 38 de automobile și 5 bărci cu motor. Donația vine din partea Guvernului Republicii Federale Germane. Bilanțul deceselor în urma atacurilor asupra orașului ucrainean Dnipro a crescut la 6. Totodată, alte peste 50 de persoane au fost rănite. Parlamentul a votat în două lecturi ratificarea acordului cu Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la componenta ocuparea forței de muncă și inovare socială a Fondului European Plus. Astfel, Republica Moldova va putea accesa finanțarea din fonduri europene pentru implementarea proiectelor care vizează ocuparea forței de muncă și inovarea socială. Ratificarea acordului vine în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și are drept scop atragerea fondurilor europene din cadrul politicii de coeziune, principalul instrument de investiții al Uniunii Europene. Implementarea prevederilor acordului va permite atragerea fondurilor și investițiilor în domenii precum ocuparea forței de muncă, protecție socială echitabilă și o forță de muncă calificată și rezilientă, eradicarea sărăciei. Potrivit proiectului, bugetul prevăzut pentru respectiva componentă este de 762 de milioane de euro planificat pentru perioada 2021-2027. Respectiv, entitățile juridice din Moldova vor putea depune proiecte pentru a beneficia de finanțare. Proiectele vor fi agreate în cadrul negocierilor directe cu Comisia Europeană. Fondul Social European Plus este un instrument al Uniunii Europene pentru investiții în capitalul uman și pentru perioada 2021-2027 are un buget total de 99,3 miliarde de euro. De menționat că Republica Moldova participă și la alte instrumente de finanțare europeană, printre care VAMA, Fiscalis și LIFE. Parcul tehnic al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a fost completat cu 38 de automobile și 5 bărci cu motor. Donația, în valoare de aproape 1 milion de euro, vine din partea Guvernului Republicii Federale Germane ca parte a parteneriatului Moldo-German. Aceste noi resurse, în valoare totală de peste 1 milion de euro, vor crește semnificativ mobilitatea polițiștilor noștri de frontieră, facilitând activitatea de prevenire și menținerea frontierilor sigure și securitate. Mijloacele de transport și bărcile vor fi folosite pentru patrularea și consolidarea securității la frontieră, asigurându-ne că suntem mereu pregătiți să răspundem eficient la orice provocare. La rândul său, șefa diplomației germane în Republica Moldova a remarcat că securitatea internă a țării noastre a devenit o problemă din ce în ce mai importantă, urmare a eroziunii arhitecturii de securitate a Ucrainei, iar domeniul protecției eficiente a frontierelor reprezintă o prioritate a sprijinului german pentru Republica Moldova. Donația de astăzi se înscrie într-o serie de măsuri prin care am sprijinit partenerii moldoveni în îmbunătățirea controlului la frontieră și vom continua să îi sprijinim în limita posibilităților noastre. Vom continua să susținem poliția de frontieră prin seminare și cursuri de perfecționare în domeniul instruirii polițiștilor și vom furniza echipamente adiționale celor deja transmite pentru examinare și analiza
documentelor de identitate. Începând cu anul 2002, Guvernul Republicii Federale Germane, prin intermediul Ambasadei Germaniei în țara noastră, a oferit asistență prin echipamente și tehnologii moderne în valoare de peste 5,5 milioane de euro. Printre acestea se numără echipament pentru verificarea operativă a autenticității actelor de călătorie la frontieră, alte 30 de automobile de teren dotate cu echipamente tehnice speciale, sisteme aeriene fără pilot, precum și diferite programe de instruire, telefoane mobile și stații radio. Numărul absolvenților care au promovat examenul național de bacalaureat a crescut cu 53 după examinarea contestațiilor și este egal cu 12.580. Astăzi au fost publicate rezultatele finale. Rata de promovare totală a crescut cu 0,3 puncte procentuale și constituie 69,68% comparativ cu 68,76% de la aceeași etapă din cadrul sesiunii 2023. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, după anunțarea rezultatelor preliminare, au fost depuse peste 9.500 de contestații din numărul total de peste 66.600 de note acordate în sesiunea de bază, ceea ce reprezintă 14,32%. Procentual, numărul contestațiilor depuse în sesiunea 2024 nu diferă semnificativ de cel din sesiunea 2023. Numeric, cele mai multe contestații au fost depuse la proba de examen limba și literatura română. În urma examinării contestațiilor au fost majorate 17,85% din numărul notelor. Media obținută de absolvenții din licee în sesiunea 2024 nu s-a modificat față de cea înregistrată în sesiunea 2023. Astfel, pentru candidații din licee, media mediilor la examenul național de bacalaureat 2024 este 7,34 comparativ cu 7,33 în 2023. 57 de absolvenți de licee au reușit promovarea examenului național de bacalaureat și nota 10 la toate probele, în comparație cu 47 de candidați care au atins această reușită în sesiunea 2023. 924 de candidați din liceu au nota medie mai mare sau egală cu 9 în comparație cu 962 în 2023. În perioada 15-22 iulie va fi organizată sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. Rezultatele preliminare vor fi anunțate pe 24 iulie, iar cele finale, după examinarea contestațiilor, în data de 29 iulie. Guvernul propune condiții de subvenționare mai avantajoase pentru agricultori. Un set de înlesniri privind subvenționarea în agricultură și mediul rural a fost aprobat de Cabinetul de Ministri. Printre principalele modificări se numără îmbunătățirea condițiilor pentru beneficiari de subvenții în cadrul formelor de subvenționare plăți complementare, plăți în avans, plăți post-investiție și plăți investiții de etape. Alte reglementări includ subvenționarea sistemelor de suport pentru cultivarea legumelor și stimularea turismului rural prin dezvoltarea pensiunilor agroturistice și a turismului vitivinicol. În cazul pensiunilor agroturistice, subvenționarea va fi eligibilă pentru afaceri turistice cu o capacitate de cazare până la 40 de persoane. Sectorul vitivinicol va fi subvenționat cu 100.000 de lei per hectar pentru montarea sistemelor moderne de suport care vor permite mecanizarea lucrărilor de exploatare a plantațiilor vitivinicole și, drept rezultat, va spori calitatea produselor vitivinicole moldovenești. Totodată, pentru fermierii care înființează plantații viticole cu soiuri de struguri autohtone și de selecție nouă, se propun subvenții majorate cu 20.000 de lei per hectar. De asemenea, proiectul prevede reducerea de la 48 la 40 a numărului de ore prevăzute pentru obținerea certificatului de instruire, dar și alte facilități. Detalii le vom comunica și pe platforma guvernamentală. 6 companii prezente pe piața de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere au fost amendate cu peste 480 de milioane de lei pentru că au încheiat un acord anticoncurențial pentru a coordona prețurile de comercializare a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat în perioada martie 2019-ianuarie 2023. Constatările au fost făcute de Consiliul Concurenței. Am decis să organizăm această conferință de presă în legătură cu finalizarea unui dosar despre care s-a vorbit foarte mult în ultimul timp, el așa popular se numea dosarul petroliștilor. Consiliul Concurenței a constatat că în această perioadă, în perioada investigată, cele 6 companii vizate au efectuat mai multe runde de modificări ale prețurilor la produsele comercializate cu aceleași
valori. Aceste modificări au avut loc atât consecutiv, când una din sau mai multe companii afișau prețurile pe panou, dar și concomitent, atunci când toate sau majoritatea companiilor adoptau aceste modificări înainte de afișare pe panouri. În același timp, în unele cazuri au fost constatate și perioade când au avut loc unele modificări de prețuri fără acest comportament paralel, fără ca modificările să fie similare la toate cele 6 companii. În baza unei analize a materialelor acumulate în cadrul investigației, precum și a argumentelor aduse de către părțile implicate, plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea de către 6 companii a prevederilor articolului 5, aliniat 1 și aliniat 3, litera A, din Legea Concurenței. Acest articol interzice acordurile îndreptate spre stabilirea directă sau indirectă a prețurilor de cumpărare sau de vânzare sau a oricărei alte condiții de tranzacționare. Amenzile implicate variază între 191 de milioane de lei și 1,1 milioane. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile după recepționarea ei de către întreprinderile vizate în instanța de judecată specializată. Proiectul îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală va beneficia de un grant în valoare de 15 milioane de euro din partea Guvernului Germaniei. Acordurile adiționale de acordare a grantului au fost semnate la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Potrivit ministrului de profil Andrei Spânu, proiectul va aduce apă în casele a circa 75.000 de oameni din raioanele Strășeni și Călăraș. Documentul semnat prevede construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș, investiții în rețeaua de apă în orașele Strășeni și Călăraș și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă pentru localitățile din cele două raioane. Valoarea sprijinului acordat de partenerii germani se ridică la 40 de milioane de lei, iar contribuția totală a guvernului va constitui 5 milioane de lei. Proiectul este implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru și se planifică să fie finalizat în anul 2008. Eliberarea pașaportului român simplu temporar se va realiza doar în situații urgente ce exclud cazurile în care deplasarea persoanei pe teritoriul altui stat are la bază rațiuni exclusiv turistice, potrivit noilor modificări legislative în sistemul de pașapoarte care au fost implementate începând cu data de 3 iulie. Situațiile obiective și urgente trebuie probate cu documente din care să rezulte necesitatea deplasării persoanei în străinătate. Situațiile obiective și urgente trebuie probate cu documente din care să rezulte necesitatea deplasării persoanei în străinătate. Totodată atragem atenția cu privire la faptul că există state care nu permit intrarea pe teritoriul lor național cu pașaportul simplu temporar, sens în care recomandăm accesarea site-ului Ministerului Afacerilor Externe Român www.maee.ro, secțiunea Condiții de călătorie înaintea efectuării călătoriei. Informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Pașapoartele declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept și nu mai pot fi utilizate, chiar dacă sunt găsite ulterior. În cazul persoanelor care găsesc documentul de călătorie declarat pierdut sau furat, există obligația de a îl depune de îndată la cel mai apropiat serviciu public comunitar de pașapoarte, la Direcția Generală de Pașapoarte, ori la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Mai reamintește faptul că pierderea sau distrugerea pașaportului simplu electronic temporar se declară de către titular în țară la orice serviciu public comunitar de pașapoarte sau la Direcția Generală de Pașapoarte, iar în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea, furtul documentelor de călătorie se declară de îndată la cea mai apropiată unitate de poliție din țară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverințe care să ateste pierderea documentului. În debutul ședinței de joi a legislativului, deputații au ținut un moment de reculegere în plenul Parlamentului în memoria victimelor deportărilor staliniste din Basarabia în contextul împlinirii pe 6 iulie a 75 de ani de la al doilea val de deportări din 1949. La 6 iulie se fac 75 de ani de la al doilea val de deportări. Cel mai mare val al deportărilor staliniste organizate în Basarabia în 1949. În total, peste 11.000 de familii,
ceea ce ar însemna în jur de 36.000 de persoane au fost deposedate de case și duse în vagoane pentru vite la mii de kilometri în condiții inumane, greu de imaginat. În context, șeful legislativului și-a îndemnat colegii să țină un minut de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în urma evenimentelor tragice de acum 75 de ani. Dragi colegi, să le onorăm memoria, să le cinstim numele, să ne cunoaștem trecutul și să facem tot ce ne stă în puteri ca neamul nostru să nu mai fie niciodată supus unei asemenea terori. Pentru aceasta să ținem și un minut de reculegere. De asemenea, președintele Parlamentului i-a invitat pe cetățeni la ceremonia care va avea loc sâmbătă 6 iulie la ora 8:00 la Monumentul Deportaților din Aleea Gării, iar la ora 9:00 în PMAN, unde, ca și anul trecut, vor fi amplasate două vagoane similare cu acelea cu care au fost strămutați în 1949 deportații. Tot acolo vor fi expuse obiecte folosite de victimele deportărilor, poze, istorii de viață, amenajată o bibliotecă cu 60 de cărți. Fiecare vizitator va putea să-și găsească rudele deportate, iar ghizii le vor oferi recomandări pentru a găsi dosarele lor. Expoziția din PMAN va fi până pe 31 iulie. Continuăm cu știri externe. Bilanțul deceselor în urma atacurilor asupra orașului ucrainean Dnipro a crescut la 6. Șeful administrației militare regionale, Serhii Lisac, a anunțat că o femeie rănită a decedat la spital. În plus, noaptea trecută, la locul atacului, echipele de intervenție au găsit încă o femeie decedată. Astfel, numărul persoanelor decedate în urma atacului a crescut la 6, alte peste 50 de persoane au fost rănite. Astăzi este declarată zi de doliu în Dnipro, în memoria celor care au murit în atacul lansat de ruși. Amintim că ieri armata de invazie a Rusiei a bombardat orașul Dnipro cu drone și rachete. În urma atacului a fost avariat și un centru comercial și a izbucnit un incendiu la o unitate medicală. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici, însă ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Urmează știrile din sport și datele meteo. Eu vă doresc o seară liniștită alături de cei dragi și vă dau întâlnire și mâine la ora 17 și la ora 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei! Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.